Am debutat în volum de versuri, în 2004, cu Altarul meu, apărută la editura Domino. În 2005 a apărut volumul de versuri Iubește viața, tot la editura Domino. În 2006 a apărut volumul Un bob de nisip, poezie și proză, la editura Biblioteca. În 2007 am scris și am publicat prima carte, Lunile anului, carte de poezie și desene de colorat pentru copii, a apărut la editura Biblioteca. În 2008 a apărut volumul Pași, poezie și proză, la editura Tiparg, Pitești. Tot în 2008 am reeditat Lunile anului, cum am mai spus, poezie și desene de colorat pentru copii, la editura Nicol. Și tot în 2008 a apărut cartea de poezie și desene de colorat Prietenii mei dragi, la editura Nicol. În 2010 a apărut cartea Așa a început legenda, proză, la editura Amurg Sentimental. În 2011 am publicat volumul Adiere Astrale, poezie și proză, apărut la casa de editură Amurg Sentimental. Toate aceste cărți sunt cărți de autor. Mai am și câteva antologii în care am apărut. În 2009 am apărut în cartea Dialoguri privilegiate, scrisă de Maria Diana Popescu, care a apărut la editura Confis, din Râmnicu Vâlcea. E o carte de interviuri. Tot în 2009 am apărut în Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului Sentimental, apărut la editura Amurg Sentimental, sub îngrijirea maestrului Ion Machidon. Tot în 2009 am apărut în antologia Miresme de primăvară, editura Amurg Sentimental, sub îngrijirea maestrului Ion Machidon. Tot în 2009 am apărut în antologia Între noi cuvântul, editura Amurg Sentimental, sub îngrijirea maestrului Ion Machidon. În 2010 am apărut în antologia Niciodată singuri, la editura Amurg Sentimental, sub îngrijirea maestrului Ion Machidon. În 2010, Împreună prin cuvinte, editura Amurg Sentimental, sub îngrijirea maestrului Ion Machidon. Tot în 2010, Cuvintele noastre, editura Amurg Sentimental, sub îngrijirea maestrului Ion Machidon. Tot în 2010, maestrul Ion Machidon a publicat
Dicționar de scriitori post-decembriști. Dicționarul a apărut la casa de editură Amurg Sentimental. Am alocate câteva pagini. Cum trecem la anul 2011 și apar în antologia De nașterea Eminescului la casa de editură Amurg Sentimental, sub directa îngrijire a maestrului Ion Machidon. 2011, altă antologie, poezie, proză, casa de editură Amurg Sentimental, sub îngrijirea maestrului Ion Machidon. În 2011, Liga Scriitorilor Români a publicat Dicționar Biobibliografic, volumul 1, la editura Dacia 21. În acest dicționar mi-au fost alocate câteva pagini.